Stimați prieteni, doresc să vă salut cu pacea Domnului. Ne bucurăm că putem fi iarăși împreună la o nouă ocazie în care deschidem Scripturile și vom studia o temă care este atât de frumoasă și de suflet. Este un subiect pe care Pavel îl aduce în discuție atunci când se reîntâlnește cu ascultătorii lui, cu cititorii lui și oarecum nu doar ca o mustrare, dar și o încurajare pe care Pavel o transmite oamenilor din timpul lui, cât și nouă din ziua de astăzi, ca nu cumva, în urma scăderii credinței, să putem să ne pierdem mântuirea și ca nu cumva, renunțând la luptă, să nu mai avem șansa de a beneficia de viața veșnică. Cred că dacă aprofundăm studiul Scripturii și căutăm mai atent care este rezolvarea soluției, Dumnezeu ne va descoperi. Din acest motiv, vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare. Doresc să spun bun venit, Elida Oncea, bine ați venit. Mulțumim pentru și Daniel. Bine v-am găsit. De fiecare dată când v-am în studio, mă simt mai liber. Știu că discuțiile ca cea din seara aceasta sunt destul de sensibile și aș vrea ca Duhul Sfânt să fie cel care conduce acest dialog și să facă ca mesajul care va reiese în urma dialogului nostru să aibă efect pozitiv, efect bun, efect spiritual asupra celor care ne ascultă și asupra noastră, nu în ultimul rând. Titlul temei noastre are o semnificație foarte frumoasă. Eu am crescut la malul mării și de multe ori mi-aduc aminte când era furtună pe mare, satul nostru fiind chiar aproape de mal, se auzeau valurile urlând și când era câte un vapor în pericol, se auzeau sirenele, sunetele acelea de la vapor. Era vreun vapor care era ancorat nu departe de mal. Mi-aduc aminte când tata îmi povestea ce înseamnă ancoră. Nu știam ce este ancoră când eram copil. Și când am aflat că ancora poate salva o embarcațiune de la scufundare, am înțeles că de ancora aia depindea, de fapt, viața marinarilor sau marfa care era în vapor sau toate celelalte. E bine, acum ne este spus despre Iisus că poate fi sau că este ancora sufletului. Deci Iisus este cel care poate să salveze viața omului. Întrebarea mea este... ce trebuie să facă omul ca să beneficieze de această ancoră? Sau cum trebuie să ne raportăm noi ca să putem avea încredere că ancora pe care o aruncăm într-adevăr este Iisus Hristos sau ne putem prinde de Iisus Hristos ca să putem scăpa cu viață? Mărturisesc că și pentru mine a avut așa rezonanță titlul acesta. Ultimele zile au fost și pentru mine mai zbuciumate și când m-am oprit asupra titlului Iisus ancora sufletului, chiar mă gândeam că sunt momente în viață când nu avem un alt teren solid, nu putem vorbi de un teren material solid, ci are nevoie inima noastră să se ancoreze. Mm-hmm. Uneori ne ancorăm sau ne agățăm de lucruri materiale, de speranțe financiare, profesionale, familiale, dar sunt momente în care nu găsim o altă ancoră decât cea pentru sufletul, în care și sufletul nostru are nevoie să fie ancorat. Cam așa a fost pentru mine ultimele zile și a fost atât de reconfortant gândul acesta că Iisus este ancora sufletului nostru. Și ca să răspund la întrebare, aș pleca tot de la imaginea aceasta reală, fizică, a unei ancore la țărmul mării. Întrebarea a fost ce ar trebui să facem ca să ne asigurăm că putem fi ancorați. Primul pas este să nu rămânem în larg. Mm-hmm. Un vas care nu se apropie suficient de mal cât să poată arunca o ancoră care exact. să aibă de unde să se prindă. Un vas care rămâne în larg nu poate să fie ancorat și drept urmare nu poate să fie salvat. La lucrul acesta mă gândesc ca fiind primul pas. Atâta timp cât rămânem în larg. Și când spun în larg, mă gândesc la valurile lumii, da, așa cum obișnuim noi să spunem, acolo unde pierd mulți creștini, spunem noi valurile lumii, valurile acestei lumi. Cât rămânem în larg, cât rămânem departe de Dumnezeu, nu avem unde să ne aruncăm ancora, când nu avem un teren solid. Al doilea lucru la care mă gândesc este că o ancoră, așa cum am spus puțin mai devreme, are nevoie de un teren solid, o bază de care să se agațe.
tot ce este în lumea noastră este suficient de nefondat și de mișcător, cât să nu fie o ancoră sigură. Iisus Hristos, sau cât să nu fie un teren unde să, solid unde să se ancoreze, Iisus Hristos este cea mai sigură ancoră, pentru că în El, indiferent ce fel de vânt urbat, indiferent ce fel de crize lovesc, este acea stâncă, așa cum numește Sfânta Scriptură, care odată ancorați, nu putem să fim fărâmați, chiar dacă vânturile pot să bată, valurile pot să lovească. Da, mulțumesc. Apostolul Pavel, într-o anumită ocazie, după cum am amintit și în introducerea noastră, stă de vorbă cu ascultătorilor. Și oarecum, prin felul cum se raportează la ei, reiese o oarecare îngrijorare. Erau oameni care au crezut în Hristos, care l-au descoperit pe Iisus Hristos, care au fost copii ai lui Dumnezeu, iar după o perioadă de timp se pare că, ori datorită încercărilor, a necazurilor prin care au trecut, unii le-a slăbit credința, sau poate datorită unor situații, ori obișnuința, ori alte lucruri care pot interveni pe parcurs în viața omului, în așa fel încât credința în Iisus Hristos să slăbească. Credeți că pericolul acesta este într-adevăr unul real, ca credința unui om să slăbească? Adică atunci când vine un necaz. De obicei se știe că omul la necaz îl caută pe Dumnezeu. Este așa? Sau lucrurile mai stau și altfel? Sau, un alt punct, punctul 2, este adevărat că atunci când omul nu experimentează ceva nou cu Dumnezeu și se limitează doar la o relație de rutină, și atunci se poate bloca și relația cu Dumnezeu poate să se răcească? Haideți să le luăm pe rând. Primul. Te rog. Aș vrea să dau drumul unei premise. Ok. Pe baza căreia să stabilim răspunsul la întrebările acestea. Premisa pe care eu o descoper din ce în ce mai puternică este că în lumea noastră nu Dumnezeu este Cel care se joacă cu viața și cu parcursul vieții noastre. Uh-huh. De ce? Pentru că întrebarea era atunci când trec printr-un necaz. De multe ori oamenii înțeleg că de undeva de sus Dumnezeu îl vede, pe omul ăsta îi merge un pic cam bine, nu prea mai mă ascultă, mai îngăduie un necaz în viața lui, îi mai aduce o problemă, îl mai aduce pe drumul cel bun. E ca și când e o joacă a lui Dumnezeu cu viața mea, și uneori suntem supărați și oamenii sunt indignați, își întorc repulsie față de Dumnezeu. De ce Dumnezeu face asta cu mine? Și mulți oameni spun de ce și îl treabă pe Dumnezeu și stau împotriva lui Dumnezeu. Eu cred că este un argument al lui Satana de a descoperi sau de a descuraja pe oameni relația lor cu Dumnezeu. Pe baza Scripturii, a planului de mântuire și a modului în care au decurs lucrurile în istoria Bibliei, cred că la momentul acesta cel care se joacă cu viața noastră este diavolul. Și cred că își arogă dreptul de stăpânitor al acestui pământ atât de mult încât ar vrea să facă cu noi ce vrea el. Exemplu Iov, exemplu Ectăcă, multe situații. Cum a ajuns lumea dinainte de potop, cum a ajuns lumea în timpul Sodomei și Gomorei, când lucrurile au fost stăpânite de cel rău. Cum a fost ispitit Domnul Iisus și cum a fost apus ca și când îți dau tot ceea ce vrei, uite-te la totul este al meu. Adică poziția aceasta este poziția pe care diavolul și-o asumă. Și își dorește ca să aducă în viața mea acele necazuri de care spuneați, impedimente, greutăți, ispite, toate sunt aduse prin această situație. Uneori ne îndreptăm atenția spre Dumnezeu și atunci Dumnezeu intervine în viața noastră și ne este mai bine. Când uităm de Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu nu, când ne vede, ați văzut cum când uită un copil să mai facă un lucru, îi mai dai un avânt ca să se întoarcă pe drumul cel bun. Nu asta este imaginea reală. Ci eu cred că legătura, când nu mai este strânsă cu Dumnezeu, este terenul de lucru al lui Satana cu viața noastră. Când aduce diverse impedimente, când ne face anumite
Aceasta e o premisă pe care o descoper în Sfânta Scriptură și cred că răspunde ușor la multe întrebări pe care noi le punem. De a-L înțelege corect pe Dumnezeu și planul Lui și intervențiile Lui. Dumnezeu și-ar dori să termine repede istoria aceasta care bulversează pe oameni. Dumnezeu nu-i place să aducă răul în viața oamenilor. Dumnezeu nu-i place să-i vadă pe oameni târându-se prin noroi și prin mocirile. Planul și imaginea pe care avem despre Dumnezeu este că El își dorește să-i salveze, își dorește să se implice în viața lor, să facă lucruri mari împreună cu oamenii. Nu este Dumnezeu acela care să facă un joc din acesta murdar, în care astăzi ar vrea ca să mă treacă printr-o încercare și astăzi sunt momente în care Dumnezeu mă lasă să vadă cum reacționez. Pentru că viața aceasta este pusă în dificultate de cel care o coordonează, de cel care o conduce, fie direct, fie prin alte situații, alte persoane. Iar Dumnezeu uneori mă lasă să vadă cum gândesc, cum acționez. Alteori, pentru că îl rog, intervine să mă ajute. Dar salvarea adevărată din starea aceasta va fi la final. Până atunci suntem pe pământ și vom avea parte. De ce credeți că a spus în lume veți avea necazuri? Adică Dumnezeu ne-a dat o lume și ne-a și pus piedici înainte. Și doar ne-a avertizat. Vedeți că este un teren cu obstacole. Nu despre asta e vorba. Ci de fapt era ca un tată care sfătuia și a zis, vezi că pornești pe un drum. Vor fi necazuri. Veți fi vorbiți de rău. Oamenii vor spune tot lucrurile rele și neadevărate despre voi. Da, se pare că aceste aspecte erau ca o încurajare sau ca o prevenție din partea lui Dumnezeu, exact, ca să oamenii să știe cu ce au de-a face. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Exact. Adică se poate. Asta e dovada exprimată, sau cum să spun, cel mai frumos exprimat în cuvintele Domnului Iisus, că El voia să ne susține, nu să ne amenințe. Ideea care voiam să mai subliniem este faptul că uneori, chiar în ciuda necazurilor care se abat asupra noastră, nu neapărat omul îl caută pe Dumnezeu. Se știe că atunci când omul, am amintit, când e la necaz, îl caută pe Dumnezeu, dar trăim ceea ce trăim, mai ales în zilele noastre, se pare că lucrurile au cu tot o altă direcție. Să fie ăsta un semn că Satana este, la un moment dat în Scriptură se spune că Satana răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Parcă are mai mult succes acum decât altă dată, sau ce să înțelegem din atitudinea oamenilor? Vedem că Pavel aici la un moment dat se adresează celor care erau copii ai lui Dumnezeu și chiar el spune un cuvânt destul de dur aici. Dacă cineva l-a descoperit pe Hristos și s-a întors la cale dinainte, pentru el nu mai există șansă de salvare. Este foarte dur. Noi știm că Dumnezeu are har destul, suficient pentru oricine, dar când cineva persistă într-un păcat, deși l-a cunoscut pe Hristos, probabil că lucrurile nu mai stau așa cum ar fi trebuit să stea. De-a lungul istoriei, lupta dintre bine și rău a avut mai multe fațete și știm de la rebeliunea lui Lucifer din ceruri până în ziua de astăzi, lupta aceasta, bătălia dintre bine și rău, dintre forțele binelui și forțele răului a fost sau se poate vedea în istorie în mod evident. Dar așa cum ați spus, astăzi ea pare, nu doar că pare mai crâncene decât oricând, dar Biblia spune exact ceea ce ați citat mai devreme, că în vremurile de pe urmă, diavolul va căuta să distrugă, dacă se poate, sau să abată chiar și pe cei aleși. Însă, vestea bună, știți care este? Aceea că cu cât demersurile celui rău sunt mai înverșunate, mai... cu atât făgăduința Domnului Iisus cu privire la revărsarea ploii târzii, la revărsarea Duhului Sfânt asupra poporului său, la acea redeșteptare, și Mântuitorul spune că în vremea de pe urmă se vor întâmpla anumite manifestări prin Duhul Sfânt ale Dumnezeirii, în așa fel încât poporul lui să fie încurajat. De ce? Tocmai pentru că această bătălie crâncenă, această luptă încrâncenată a celui rău de a-i descuraja chiar și pe cei aleși, poate să rezulte în descurajarea chiar și a celor aleși. Și dacă ne uităm în istoria biblică, în personajele biblice, nu cred că găsim pe nici unul, și când spun nici unul, inclusiv Domnul Iisus, care n-a avut un moment de greutate. N-aș spune descurajare în dreptul Domnului Iisus, dar un moment dificil de luptă. În grădina Ghețimani, Mântuitorul spune, dacă se poate, depărtează, Tată, paharul acesta. Și roagă pe ucenici, rămâneți cu mine încă un ceas. De ce? Pentru că povara ispitei era copleșitoare.
mă gândesc la Petru, care a fost cu toată inima pentru Iisus și apoi se cufundă în val și apoi se leapăte de Domnul Iisus și apoi mă gândesc la Moise, mă gândesc la atâtea personaje biblice care fiecare a avut momentul lui de descumpriri. Ioan Botezătorul, în temniță fiind, merge și întrebați, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Asta după ce l-a propovăduit și a zis, a venit vremea, pocăiți-vă. Adică el îl proclamă pe Mântuitorul și el este descurajat. Se întâmplă în viața fiecărui creștin să resimtă atât de crâncen, atât de puternic lupta dintre în sufletul lui sau în viața lui, lupta dintre bine și rău, încât să aibă momentul acela, dacă nu de clătinare, cel puțin de tensiune. Și Mântuitorul atât de frumos vine în Sfânta Scriptură și spune, va veni o vreme când voi turna Duhul meu peste voi. De ce? Pentru că într-o vreme în care puterile celui rău se dublează pentru a ne descuraja și măsura Duhului Sfânt se dublează pentru a ne încuraja. Dar da, este adevărat că în aceste momente poziția noastră de partea binelui sau poziția noastră de partea răului trebuie să fie clară și distinctă. Pentru că orice păcat ne poate duce în poziția în care să ne trezim că luptăm împotriva Duhului lui Dumnezeu, care caută să ne convingă de păcat, să ne aducă la pocăință, să ne îndrepte și să ne mântuiască. Da, vă mulțumesc. Dacă ar fi să ne raportăm la... Aș lua un cuvânt pe care l-ați amintit puțin mai devreme și anume redeșteptare, reînnoirea relației cu Dumnezeu. Se știe că atunci când un creștin are o relație superficială cu Dumnezeu, până la urmă devine ceva, o rutină, probabil înclin să constat că în religiile tradiționale trăirea religiei, trăirea credinței, relației cu Dumnezeu este ceva, merge pe aceeași linie și nu există experiență nouă, nu există ceva proaspăt în relația cu Dumnezeu. Poate și lucrul acesta la un moment dat să ducă la scăderea credinței sau se poate merge așa pe o linie și totuși pot beneficia de viața veșnică, fără să împrospătez relația mea cu Dumnezeu în fiecare zi. Când ați pus întrebarea, știți care a fost cuvântul care mi-a venit în minte? Spune Pavel o formă de evlavie. Mm-hmm. Așa-și mi-o această credință. Aceste forme care ne pot duce, mersul chiar și nu mă refer doar la religiile tradiționale, mă refer la orice religie, sigur. În care mersul, chiar și mersul obișnuit la biserică, poate să devină o simplă rutină, cu care eu obișnuindu-mă atât de mult, pe care nu o mai trăiesc la nivel relațional cu Dumnezeu, ci doar la nivel, nu mai trăiesc la nivel spiritual, ci doar la nivel comportamental, ca să spun așa, nu mă mai gândesc în profunzime ce este, ci doar o trăiesc ca pe un obicei, ca pe o tradiție. Și toate acestea pot să ducă la o răcire a credinței, la o răcire a dragostei din tâi, la o stingere a credinței și să fie o formă, ceea ce numește Pavel o formă. Credința, spune evrei, credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Când pun mâna pe o lumânare să o aprind, poate că mă gândesc, uite, am făcut ceva pentru asta, mă încurajează. Când am suficienți bani cât să pun o pâine pe masă pentru următorul meniu, când mai am un loc de muncă la care să mă duc, să mă iertați, nu este neapărat credință. Este poate să fie o credință, dar nu este acea relație, credința spre că e un lucru în care nu se văd, o credințare o profundă în lucrurile care nu se văd, atunci când cred în ceva ce nu există încă. O ancorare într-un Dumnezeu invizibil. Mulțumesc pentru cuvânt. O ancorare. Când arunci ancora, de cele mai multe ori nu vezi unde cade. Spun bine, eu n-am crescut la malul mării, dimpotrivă. Așa este. Dar când arunci ancora, nu știi. Nu știi exact, dar ai încredere că în acel teren va fi suficient de solid cât să țină întregul vas. Ei, credința nu este acea rutină care mă ajută să merg pe baza resurselor materiale, financiare, familiale și de alt ordin, ci
credința este acea încredințare că aruncând ancora, Iisus Hristos o va prinde și mă va ține ca să nu cad în furtună. Da. Totuși există din spusele lui Pavel, există și aici un oarecare risc. Se spune foarte frumos în Evrei 6 cu 4 și 5. Cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Se vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu care este bun, care este gustos. Folosește niște termeni foarte, foarte clari și frumoși. Persoane de genul acesta, chiar ancorați fiind la un moment dat în Hristos, și pentru ei există un risc ca ancora să se desprindă sau să ia o altă direcție în calea lor. Scriptura vorbește destul de dur la capitolul acesta. Pentru oamenii aceștia, care mai este remediul? Adică, harul lui Dumnezeu, am spus, este suficient pentru oricine. Textul biblic spune că nu mai există nicio șansă pentru oamenii care l-au cunoscut pe Hristos și se întorc înapoi la vechiul fel de viețuire. Ce vrea să spună Scriptura aici? Nu o să detaliem, dar vreau să punctăm puțin aspectul pentru ca nu cumva persoane care au fost, l-au cunoscut pe Hristos și lucrul acesta cred că se poate întâmpla oricăruia dintre noi, pentru că suntem fir pământești și de multe ori cădem. Asta înseamnă că trebuie să cădem într-o descurajare și să fim convinși că nu mai avem nicio șansă la mântuire, sau? Trebuie să stabilim pentru prima dată despre ce subiect este vorba. Uh-huh. Pentru că în momentul respectiv știm despre ce vorbim și nu ne încurcă nimic. Spre exemplu, dacă este vorba despre har, ar fi o nenorocire. Uh-huh. Dar nu este vorba despre har în capitolul acesta sau în pasajul acesta. Da, în pasajul acesta nu. Pentru am amintit doar... În mod normal, da, dacă este vorba despre har și ne punem în dreptul harului lui Dumnezeu această limită. Ți-a dat Dumnezeu șansa, ai ratat-o, te-ai dus. În momentul respectiv, cred că am limitat cumva marele tablou al planului de mântuire și de salvare pe care le are Dumnezeu. Uh-huh. În planul mare de mântuire și de salvare pe care le are Dumnezeu, Dumnezeu caută să salveze ce este pierdut, adică ce este păcătos. Aici vorbim despre o parte pe care eu l-aș numi păcatul împotriva Duhului Sfânt. Uh-huh. Și clarifică cumva starea de păcătuire împotriva Duhului Sfânt, pentru că vorbește despre starea de cunoaștere și de părtășia Duhului Sfânt. Da? Așa spune în versetul 4. Cei care au fost luminați odată au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Deci vorbește despre părtășia cu Duhul uh-huh. Sfânt și care totuși au căzut, adică după ce ești umplut de Duhul Sfânt, îți permiți să continui în păcat. Aceasta te rupe de puterea Duhului Sfânt și se cheamă hulă împotriva Duhului Sfânt și păcat împotriva Duhului Sfânt. Și când te citim în Sfânta Scriptură, o asemenea legătură radicală mai este spusă atunci când vorbim despre păcatul de neiertat și exact în această situație ne aflăm și în ocazia de față. Vorbim despre momentul în care spune Domnul este totuși cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă îi răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și mă aduc în atenție încă un aspect al pasajului. Așa cum spuneam, aș vrea să fac o distinție clară. Nu este vorba despre harul lui Dumnezeu și limita harului lui Dumnezeu. Este într-adevăr încadrat în această discuție și harul lui Dumnezeu, dar vorbim mai mult despre păcatul împotriva Duhului Sfânt și limita la care este impusă sau unde pot ajunge păcătuind împotriva Duhului Sfânt, iar acesta este un păcat împotriva Duhului Sfânt, împlinirea acestor cuvinte de aici. Și un al doilea lucru vorbește și despre faptul că ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu. Eu știu că planul de mântuire cere ca Domnul să fie răstignit o singură dată pentru toate păcatele lumii. De ce ar aduce în atenție subiectul răstignirea din nou a lui Hristos? Pentru că în ceea ce privește șansele mele în planul de mântuire pe care mi l-a dat Dumnezeu, păcătuind împotriva Duhului Sfânt, s-au epuizat. Uh-huh. Pentru mine acest plan al lui Dumnezeu are o singură șansă, sau șansa este dată.
Iar ca eu să pot să fiu reîncadrat, să zicem, ar trebui să se reia de la început planul de mântuire, să se răstignească odată Domnul Iisus pentru o altă variantă, pentru că eu am ieșit din planul lui Dumnezeu. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este, de fapt, respingerea ajutorului lui Dumnezeu în mod conștient și ireversibil, că de aceea spune, au fost părtași, au gustat, s-au bucurat, au văzut toată bucuria lui Dumnezeu și totuși au dat la o parte, adică au respins, le-a plăcut felul de viețuire contrar. Iar aceasta se cheamă păcat împotriva Duhului Sfânt. Și aș vrea să aduc în atenție faptul că noi avem mai multe exemple de păcat împotriva Duhului Sfânt în Sfânta Scriptură. Unul foarte clasic în ceea ce privește lui Anania și Safira, avem Core, Datan și Abiram. Avem mai multe ocazii în care, în momentul în care au păcătuit, au venit și pedeapsa pentru păcatul pe care l-au făcut pe loc. Pentru că asta este ocazia în care n-am nicio variantă. Nu mai este cu putință să mă reîntorc. Eu cred că este într-adevăr un avertisment și ar trebui să-l luăm în felul acesta, pentru că, pe de o parte, când ești părtaș și guști din bunătatea lui Dumnezeu, ce te-ar mai motiva, cum ai mai putea să te întorci la ceva potrivnic lui Hristos? Adică când stai aproape, când înțelegi, când ești umplut de Duhul Sfânt, când te faci parte din toate aceste binecuvântări ale planului de mântuire, ale harului lui Dumnezeu și în mod conștient te tragi înapoi, Domnul ne face atenți la pericolul păcătuirii împotriva Duhului Sfânt, că de multe ori noi ne întrebăm, oare am păcătuit, oare n-am păcătuit împotriva Duhului Sfânt? Și vreau să vă spun că de puține ori noi luăm în calcul și acest păcat. Uneori ne îndrăznim, uneori persistăm, uneori aș vrea să trec atitudinea de aici nu la greșeală. Și nu la... Nu mai e greșeală atunci. Da. E ceva intenționat. Ci la sfidare. Sfidare, da. Tradus în termeni mai actual, tupeu. Adică să poți să stai cu Domnul la masă ca Iuda. Să guși binecuvântarea Lui. Și totuși să te întorci împotriva Lui. N-ai cum să te întorci. Adică poziția în care te așezi este o poziție de respingere a Duhului Sfânt cu care ești părtaș, care te-a umplut, care te-a chemat, care te-a căutat. Și în momentul în care faci intenționat împotrivă, este calea de la care cum să te mai... Cum să se răstignească din nou Hristos pentru tine, spune pasajul. Ce poate să se întâmple mai mult decât tot ce a făcut Dumnezeu? Este o situație în care te așezi de păcat care nu poate fi întors. N-aș vrea să îndulcesc situația. Aș vrea doar să fiu ca un semnal de avertizare și anume momentul în care simt că îmi permit atât de mult în relația cu Dumnezeu încât îl cunosc pe Dumnezeu și totuși eu consider că ceea ce vreau eu este mai important. Uitați-vă la modelul Lucifer. În momentul acela mă așez în acea poziție periculoasă a păcătuirii împotriva Duhului Sfânt. Și luați toate exemplele din Sfânta Scriptură și o să vedeți că au la bază, de fapt, comună exact aceeași situație. Am zis întreagă de Core, Datan și Abiram. Uitați-vă doar la... Au gustat, s-au bucurat, au văzut tot și totuși au considerat că ei pot să fie altfel. Să fie oare atracția celorlalte păcate mai puternică decât gustul acesta bun pe care l-a dat o relație strânsă cu Dumnezeu? În timp ce vorbeați, mă gândeam ce l-ar determina, deși dacă stau să mă uit la mine sau să ne uităm în ansamblu la omenire, uneori noi, teologic vorbind, ne punem întrebarea, când cineva l-a cunoscut pe Dumnezeu și a văzut ce bun este Domnul, ce-l poate atrage să mai păcătuiască? În timp ce vorbeați, m-am gândit la Adam și la Eva. Mai frumos, o relație mai frumoasă decât au putut avea primii oameni, nu cred că a mai trăit cineva pe acest pământ. Și cu toate acestea, fructul acela a părut mai frumos, mai gustos, mai plăcut, mai atractiv decât relația cu Dumnezeu. Biblia spune despre fructul acela că era plăcut la privit. Așa este, da. De dorit. Și are trei calități acolo. Se deschidă spune că era, era bun de mâncat, plăcut la privit și de dorit. Adică sunt niște calități. Deci Biblia nu contestă atracția ispitei, da? Ci spune că dincolo de această ispită, noi trebuie să avem conștientizarea rațională, dragostei față de Dumnezeu sau iubirea față de Dumnezeu
uneori cere sacrificiul față de lucrurile care par atrăgătoare în lume. Mă gândeam la ceea ce ați discutat puțin mai devreme și a fost un cuvânt care mi-a atras atenția și pe care soțul meu l-a spus, și anume sfidare. Vă mărturisesc că eu când am ajuns la partea aceasta studiului de săptămâna aceasta, am avut așa un moment de retrospecție așa, sau un moment de evaluare personală. Și m-am gândit așa, pe de o parte m-am gândit la Moise. Uh-huh. Un singur păcat, cel puțin de unul ne vorbește Biblia. Și totuși, el n-a intrat în Canaanul pământesc, dar am făcut analogia cu noi și cu Canaanul ceresc. Da, n-aș spune că Moise se face vinovat de păcatul acesta. Nu, altundeva vreau să duc, dar... într-adevăr. Voiam să spun că pe de o parte am avut gândul acesta că Moise, uite, se poate ca totuși odată păcătuind, și pe de altă parte m-am gândit la David, care a fost reprimit. M-am gândit că dacă ar fi așa, într-adevăr, nu știu, nu pot să vorbesc în dreptul tuturor, dar cred că foarte mulți dintre noi care trăim astăzi n-am mai avea nicio șansă. Că nu putem să spunem că odată ce am înțeles lumina n-am mai păcătuit niciodată. Dar aș spune aici două aspecte care pentru mine au însemnat mult în înțelegerea acestui fapt. Într-adevăr, este vorba de păcătuirea din fără voie sau din neștiință. Da? E greșeală, după cum care s-a este spus. Greșeală, așa cum s-a spus, și care nu cred că intră. Cred că Moise într-un exces de zel și de supărare pe supărare. Popor și de... Da? Și pe de altă parte, cred în ceea ce s-a spus, în sfidarea autorității lui Dumnezeu. Cred că Moise atunci puțin ne-a spus, ascultați, voi, putem noi să scăpăm, și când s-a îndoit de Dumnezeu și oarecum a atins autoritatea lui Dumnezeu. Dar, așa cum spuneam, cred că în ceea ce ne privește, m-am dus, știți unde? În același pasaj puțin mai departe, pentru că de obicei, pe Pavel, dacă îl citești, trebuie să-l citești până la capăt. Pentru că altfel, dacă îl scoți și citești un verset, s-ar putea să te ducă în confuzie. Și în capitolul 6, noi am citit versetele 4 la 6, da? Unde spune că dacă cineva a gustat... Dar dacă mergem puțin mai departe și ne uităm la versetul 9, el spune așa: măcar că vorbim astfel, prea iubiților, cum astfel? Adică spunem că dacă a gustat cineva și totuși a ales să mai păcătuiască, el a răstignit doar pe Domnul Iisus, ne spune: măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți, dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Vedeți cât de frumos Pavel vine și zice: dacă te apuci, ai gustat din dragostea lui Iisus și apoi te apuci să sfidezi și să spune așa, răstinind din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bagiocorit. În ce fel? Păi dacă eu păcătuiesc în mod intenționat, deschis și fără nicio... Numele lui Dumnezeu este târât în nămol. Este bagiocorit, da? Este bagiocorit. Eu, prin comportamentul meu, pot să fac ca numele lui Dumnezeu să fie bagiocorit. Și atunci, în felul acesta, fac ca jertfa Domnului Iisus să nu mai aibă efect asupra mea. Și numele lui, cum spuneam, este bagiocorit. Dar Pavel spune: dragii mei, măcar că vorbim astfel, Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră. Adică Dumnezeu știe râvna mea de fiecare zi și știe, uite, sunt om și îmi doresc mântuirea și caut și mă rog și mă smeresc înaintea lui. Dar pot să am un moment de descurajare, așa cum a avut Moise, așa cum a avut așa cum a avut Ilie când a zis i-am viața, așa cum a avut Iona, așa cum poți să am momentul acela. Dar spune: dorim să nu rămâneți aici. Spune Dumnezeu: nu uită dragostea pe care ați arătat-o. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Adică dacă undeva pe drum sunt descurajată, am într-un moment am întristat pe Duhul lui Dumnezeu, să păstrez totuși râvna, să nu mă las pradă acestui gând, gata, s-a terminat, ci să păstrez râvna aceea, dragostea dintâi, despre care tot Pavel vorbește.
cred că nu trebuie să ne jucăm cu păcatul. Cred că în mod voit nu ar trebui niciodată să ne încumetăm să alegem păcatul. În aceeași fel, cred că suntem atât de slabi încât chiar și când ne propunem să nu păcătuim, putem greși. Atunci, da, am înțeles că lucrul acesta se spune în dreptul păcatului intenționat, da? Din ce ați spus până acum. Și autorul aici spune că atunci când cineva în mod voit păcătuiește, se folosește expresia va pângări sângele legământului. Ați exemplificat prin ideea de a-l răstigni din nou pe Iisus Hristos. Expresia de a batjocori jertfa lui Iisus Hristos, spus și pur și simplu, adică nu mai este luat în seamă jertfa lui Iisus Hristos și se sfidează definitiv lucrul acesta, ceea ce îl duce pe individ în situația de a nu mai beneficia de iertare. Bun, până aici mi este clar. Apostolul Pavel mai folosește, apelează la ascultătorii lui la un alt aspect. Și anume face apel la lucrurile acelea bune de care ați amintit. Dumnezeu nu uită de binele care l-ați făcut, de truda pe care ați depus-o pentru lucrarea lui. Și folosește un termen, parcă se roagă de ei, să nu fiți leneși. Continuați. Am ascultat o prezentare în care se spunea că trebuie să rezistăm. Noi să rezistăm, chiar dacă Satana vine cu ispite, chiar dacă pot apărea probleme, pot apărea diferite situații, trebuie să rezistăm și să insistăm ca Dumnezeu să rămână lângă noi, noi să rămânem lângă Dumnezeu. Ce ar trebui să facă cel descurajat? Înainte de a merge spre finalul dialogului nostru, cel care este descurajat, cel care simte că ancora lui nu s-a agățat, încă nu este prinsă de Iisus Hristos, care ar putea să-i fie motivația ca să reziste mai departe, ca să poată lupta mai departe? În timp ce vorbim despre pasajele acestea, am în minte mai multe alte exemple din Sfânta Scriptură, care sunt atât de evidente pentru a ne avertiza, pe de o parte, pentru că eu consider că este și un mesaj de avertizare pasajul acesta, dar este și un mesaj de încurajare. Pe de o parte, am imaginea vameșului și a fariseului care stau la templu, amândoi păcătoși, și vameșul și fariseul, amândoi sunt cu păcat și vin și se roagă. Iar rugăciunea unuia este primită, cealaltă nu este primită, pentru că unul vine înaintea Domnului și spune: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Iar celălalt vine și spune: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ăsta. Stau bine. Înțelegeți de ce cred că despre asta este vorba? Uitați-vă la Cain și Abel. O atitudine în care pot, de sfidare, zice Dumnezeu, dar eu vreau să fac cum vreau eu, și de ascultare. Uitați-vă la Pavel, care spune și de deseori, nu este vorba în pasajul, în situația aceasta, nu este vorba despre lupta aceea pe care Pavel spune: mă lupt să fac bine și iată că binele pe care vreau să-l fac este rău. Și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Adică este situația asta cu care noi ne confruntăm de fiecare dată. Și mă gândesc, uite, Doamne, vreau să fac binele. Când eu mă lupt să fac binele și uite că mi este rău și nu reușesc și sunt nemulțumit și mă întorc chiar spre Domnul și mă rog. Dragii mei, este lupta credinței. Nu despre asta este vorba aici. În lupta credinței, Domnul mă încurajează și mă ridică. Și Pavel spune că de aceea mi-a fost dat harul lui Dumnezeu, ca să mă ridice în lupta aici credinței. Aici intervine harul. Sigur. În sfidarea credinței nu mă poate salva harul. Pentru că eu sfidez credința, nu mă lupt cu ea. Și atunci eu păcătuiesc în adins, adică în adins eu îmi doresc tare aceasta. În adins iubesc mai mult altceva decât pe Dumnezeu, chiar dacă știu cum e cu Dumnezeu. În situația asta, cred că deseori ar trebui să ne măsurăm atitudinile în mod special, pentru că am putea să ajungem ușor. Și uitați-vă pe parcursul istoriei oamenii care au ajuns în situația aceasta. Vorbeam de spre exemplu, vorbeam de Ilie. Da, Ilie a ajuns după un moment de biruință să plângă, să spune: Doamne, ia în viața că nu mai știu, nu mai pot. Dar totuși, cum poți să spui? Deci a gustat. Vorbim, ar putea fi pe modelul acesta. A gustat din bunătatea, din harul lui Dumnezeu, din părtășia cu el și a căzut. A avut un moment în care s-a dus la pământ. Cum să spui: Doamne, ia-mă că nu mai vreau. Adică am rămas singur, nu mai pot. Și în momentul ăla, totuși,
uitați-vă la el, el fuge la muntele lui Dumnezeu. Adică în situația lui, el se întoarce spre Dumnezeu. Cred că asta este lupta credinței, pentru care este harul lui Dumnezeu. Și Domnul îl ia pe Ilie și arată în sus urplând și vocea lui care îl cheamă și Ilie se întoarce înapoi îmbărbătat și încurajat. Asta e harul lui Dumnezeu. Despre asta cred că Dumnezeu ne încurajează și ne îndreaptă. Și n-ar trebui nimeni să privească pasajul acesta într-un mod descurajant în care să spună am pierdut pentru totdeauna șansa de a mă întoarce. Dar cred că atunci, când eu îmi permit să fac ce vreau cu viața mea, sfidându-L pe Dumnezeu, cum să zic, lăsând deoparte orice chemare pe care mi-o face, în mod intenționat, arătându-mă arogant față de El, de fapt, în momentul acela, resping Duhul Sfânt care mă poate uh-huh. întoarce și nu mai există pocăință. Da, mulțumesc. Pentru mine știți care este cel mai încurajator exemplu din Biblie? Chiar Adam și Eva. Pentru că ei au gustat, așa cum ați spus puțin mai devreme, din relația directă cu Dumnezeu. Mai frumos decât de atât, pentru că n-a avut putea. Nimeni. Da. Nimeni nu mai a fost mai frumos în prezența, mai direct în prezența lui Dumnezeu decât ei. Nimeni nu avea o relaționare zilnică mai frumoasă decât ei. Și totuși, ei, după ce au gustat din frumusețea relației cu Dumnezeu, au gustat și din fructul oprit. Ei, dacă versetul acesta l-am luat atât de drastic încât odată cel care a gustat odată și a păcătuit nu mai se poate întoarce, planul de mântuire nu și-ar mai fi găsit locul. Este adevărat ce spun? Corect. Adică dacă ei au gustat, Adam și Eva, plecăm de la primii părinți, au gustat, au trăit cu Dumnezeu, Biblia ne spune că ei se întâlneau în răcoarea zilei cu Dumnezeu, că stăteau de vorbă, ne spune cuvântul inspirat și se bucurau de prezența lui Dumnezeu. Și după aceea au ales totuși să ia din fruct oprit. Dacă n-ar mai fi fost o șansă pentru ei să se întoarcă, planul de mântuire era... nu și-ar mai fi găsit locul, nu și-ar mai fi găsit rostul. Acolo, la izgonirea lor din Eden, acolo ar fi trebuit să se încheie istoria umanității. Iisus Hristos să nu mai vină pentru că ei au ales da. În mod... Și totuși Iisus Hristos continuă planul de mântuire și răscumpără. Și pentru ei a fost o șansă în plus. Nu este locul nostru să spun acum dacă Adam și Eva vor fi sau nu vor fi mântuiți, dar cu certitudine din rasa umană vor fi mântuiți. Sigur că da. Și asta înseamnă că planul de mântuire a continuat. Asta nu mă face, nu-mi dă libertatea să aleg să păcătuiesc mereu. Tot Pavel vine și spune, ce vom spune dar dacă se mulțește harul s-a mulțit și păcatul? Și el tot îl răspunde, nici de cum. Pentru că altfel am face în zadar, am zădărnici sacrificiul Domnului Iisus și planul de mântuire. Pe de o parte trebuie să avem în fața ochilor noștri sfințenia Domnului Iisus Hristos și gravitatea păcatului, conștiența că trăim în prezența Lui și că în mod voit ar trebui să-L alegem de fiecare dată pe Domnul Iisus până când tot pe Pavel îl cităm, până când ne împotrivim până la sânge împotriva mm-hmm. păcatului. Pe de altă parte, dacă vreunul dintre noi cade în descurajare, se simte atât de neputincios încât spune, Doamne, am încercat. Dar nu am încercat. Am, cum a spus tânărul, am ținut și porunci, le-am încercat. Și uite, cum spune Pavel, când încerci să fac exact atunci, dacă vreunul dintre noi are un moment de descurajare, un moment în care simte că așa ca și Petru, l-a trădat pe Domnul Iisus prin alegerile pe care a făcut. Ar trebui, exact cum spunea soțul meu, ca și Ilie, să se întoarcă la muntele lui Dumnezeu, să ceară iertare. Poporul Israel, de câte ori n-a cerut Moise iertare pentru ei și a zis, Doamne, te rog, și de data asta, mai iartă-i. Amintiți-vă de Avram, cât a mijlocit pentru Sodoma și Gomora. Doamne, te rog, și de data aceasta, mai... Nu spun că putem să continuăm într-o viață în mocirla păcatului. Spun doar că Iisus Hristos, care în toate a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, ne cunoaște limitările. Și spune Biblia că El nu disprețuiește un duh zdrobit și smerit. Atâta timp cât eu sunt smerită în fața Lui, nu pot să-L sfidez. Ori sfidez, ori sunt smerită. Da. Pot să vin, sunt aceste două atitudini, acest contrast, pot să fiu, să mă zmeresc și să vin în pocăință înaintea Lui
și asta sub influența Duhului Sfânt și să fiu iertată, sau pot să sfidez și să mă las pradă descurajării și atunci Duhul Sfânt mă părăsește și eu sunt iertată. Stimații mei, cu acestea emisiunea noastră se încheie aici. Vreau să repet cuvântul pe care l-ați spus puțin mai devreme. Pocăință. Cred că acesta este secretul rămânerii noastre în Hristos. Pocăința este o mărturisire a păcatelor și o continuă ferire de a mai face păcatul. Atâta timp cât mă lupt cu păcatul, Dumnezeu îmi dă puterea suficientă prin Duhul Sfânt ca să pot ieși și biruitor. Dar dacă, după cum s-a amintit, sfidez, întorc spatele lui Dumnezeu, atunci șansele mântuirii sunt limitate sau chiar eliminate definitiv. Vă mulțumesc mult de tot! Sper că din cele ce am discutat în seara aceasta putem lua ceva pentru sufletul nostru. Și Iisus Hristos ne dă garanția că nu-și va călca legământul pe care l-a făcut cu noi. Știm că la Eden, odată cu căderea omului în păcat, a făcut un legământ între om și Dumnezeu, prin care s-a angajat că îl va salva. Și legământul acesta este valabil încă și astăzi. Haideți să ne ancorăm în Iisus Hristos, pentru că numai așa putem să beneficiem de viața veșnică. Putem să avem siguranța mântuirii. Dacă ne lăsăm descurajați, dezamăgiți, Satana este specialist în lucrul acesta, dar privirea noastră să se îndrepte către Dumnezeu, pentru că numai acest lucru ne poate oferi curaj, ne poate oferi motivație și putere pentru a lupta mai departe. Vă așteptăm și data viitoare, până atunci vă spunem la revedere!